Emoții mari pentru absolvenții Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Peste 900 de tineri au depus astăzi jurământul lui Hipocrate. Evenimentul solemn, care de obicei avea loc la Palatul Național Nicolae Sulac, în acest an s-a desfășurat pe Stadionul Zimbru din capitală, din cauza restricțiilor pandemice. Studenții, cu lacrimi de fericire, ne-au mărturisit că în cei 6 ani de studii au avut de înfruntat multe greutăți. În schimb, astăzi se văd realizați. La eveniment, pe lângă tinerii specialiști, au fost prezenți și părinții, care spun că sunt foarte mândri de rezultatele copiilor lor. Viitorii medici ne-au povestit că cei 6 ani de studii au trecut cu multe nopți nedormite, dar spun că au fost foarte conștienți de alegerea pe care au făcut-o, așa că sacrificiile pentru această meserie nobilă și-au avut rostul. Astăzi respiră ușor și sunt fericiți pentru realizările obținute. Mulțumită că am reușit să ajung până la final, pentru că în parcursul celor 6 ani am avut și momente mai dificile, când nu credeam că o să ajung la final. Ce pot să zic? Toți 6 ani au însemnat multă muncă. Studiant, niște emoții minunate alături de colegi, alături de profesori. Am învățat foarte multe, m-am regăsit în această profesie și mă bucur foarte mult că am ales această profesie. Absolvenții mai spun că ultimii 2 ani au fost deosebit de grei pentru a face studii din cauza pandemiei. Da, desigur, a afectat, fiindcă procesul didactic a fost reconstruit total, dar eu cred că cu un mare succes, fiindcă studiile au fost finisate cu rezultate înalte. Ca student nu m-a afectat, deoarece cine dorește învață și online și la universitate, dar cine nu dorește nu învață niciunde. Și a fost destul de complicat la început, dar după ne-am acomodat cu toate. Părinții, copleșiți și ei de emoții, ne-au mărturisit că sunt mândri de rezultatele copiilor lor. A fost 6 ani cu griji, 6 ani cu chiar emoții destul de mari și ne-am străduit să-i susținem și astăzi să ne bucurăm de această zi frumoasă. Ce spun copiii? Se regăsesc aici în Republica Moldova? Absolut, absolut la noi acasă. Să ajutăm aproapele, să ajutăm populația din Republica Moldova. Mândri de copiii noștri, pentru că deștepți, au învățat bine, nu ne-au scârbit niciodată. Iar tânărul din imagine a venit în Republica Moldova din Israel. Acum, după ce a absolvit universitatea, va reveni la el acasă. Adică veți fi medic în Israel? Acum eu mă duc să fiu medic în Israel, dar pentru învățătura unde trebuie eu să mă duc să înveț pentru să ajut oamenii și să tratez oamenii. Ce specialitate ați ales? Ei, în viitor vă doresc cu ajutorul Dumnezeu să fiu chirurg. Și mai departe, să vedem. Ce puteți să ne spuneți despre învățământul din Republica Moldova? Eu sunt mulțumit pentru universitate, pentru că nu era profesoare bun. Și prorectorul Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu spune că ultimii 2 ani au fost destul de complicați pentru studii din cauza pandemiei, dar absolvenții de astăzi au făcut față greutăților. Traduit corpul profesoral didactic să compensăm și stagiile de practică și orele didactice, în așa fel că astăzi ei sunt specialiști bine pregătiți, gata să meargă în sistemele de sănătate. Iar statul trebuie să îi motiveze din punct de vedere material și financiar pentru a le crea condițiile necesare ca să dorească să rămână în țară. În acest an au depus jurământul lui Hipocrate aproape 1000 de absolvenți. Peste 600 sunt absolvenți de la noi din țară, iar aproape 300 au venit de peste hotare.